Alexandru al II-lea, numit de Turși Domn după mazilirea lui Petru, era fiul lui Mircea, pretendentul din 1511, deci nepotul lui Mihnea cel Rău, 1508-1510, și frate cu Petru Șchiopul. Cu privire la felul cum și-a petrecut timpul înainte de a ajunge în scaun, aflăm date interesante din inscripția unei fântâni ridicate în 1571. Eu, Alexandru Voievod, spune el în acea inscripție, care am fost din tinerețe în pribegie în țara arăpească, 20 de ani, și în Halep, 14 ani, în Surghiun, cu multe lacrimi și suspine până ce mi-a dat Domnul Dumnezeu scaunul domniei mele. Primit în audiență de sultan la 14 iunie 1568, el intră în București în ziua de 3 iulie. La vreo 2 luni după aceea se formează conspirația boierilor, pusă la cale probabil de emisarii Chiajnei. Alexandru prinde de veste însă și dă pe o seamă dintre ei pe mâna călăului. Au pierit atunci Radu Logofătul de Îndrăgoiești și Mihnea din Bădeni, feciorul lui Udriște Vistier și Tudor de la Bucov și Vladul Capli și Pătrașco și Calotă și Stan Fecior Drăgulețului și Radu Stolnic de Îmboldești și Radul lui Socol Vornicul și alții. A urmat un răstimp de liniște până în 1574, când Ioan Vodă cel Viteaz din Moldova, răsculându-se împotriva turcilor, sultanul numește domn în locul lui pe Petru Șchiopul, fratele lui Alexandru, acesta din urmă primind ordin să-l înscăuneze. Cei doi frați însă sunt bătuți magistral la Jiliște, lângă Focșani, și abia pot scăpa cu fuga. Domnul țării românești era să-și piardă chiar viața dacă n-ar fi fost apărat de frații golești, dintre care unul, Albu Clucerul, este ucis în luptă, iar celălalt, Ivașcu Vornicul, e rănit. Învingătorul trimite pe Vintilă, unul din fiii lui Pătrașcu cel Bun, să ocupe Bucureștiul și să fie domn în locul lui Alexandru. Încercarea izbutește, dar 4 zile numai după aceea, boierii lui Alexandru se întorc pe neașteptate și ucid pe noul voievod. În afară de războiul din 1574, domnia lui Alexandru a mai înregistrat și o altă încercare, de altă natură, a unui pretendent numit Oprea Găină Voievod. Fiind la Constantinopol, acesta făcuse pe turci, prin ce mijloace și în ce împrejurări nu știm, să-l numească domn al țării românești. Alexandru, informat la timp, izbutește însă să obțină anularea numirii și confiscă toate bunurile îndrăznețului pretendent. Dacă acest curios Oprea Găină Voievod a plătit și cu capul încercarea sa, nu știm, după cum nu știm nici anul când ea a avut loc. S-ar putea însă ca să fie în legătură cu reclamațiile și pârile făcute de boieri la poartă împotriva lui Alexandru în 2 rânduri. Prima dată, în iunie 1576, vin la Constantinopol 70-80 de boieri, dar nu li se dă crezare, dimpotrivă, sunt bastonați. A doua oară, în septembrie, n-au mai mult succes. Ba încă, în urma intervenției și darurilor trimise de domn, unii dintre ei sunt trimiși la galere, o pedeapsă din cele mai grele. Ancheta făcută de formă a dat dreptate lui Alexandru. Sub raportul intern se constată o nouă sporire a fiscalității. După războiul din 1574, după ce Vintilă e ucis, Alexandru introduce un nou impozit, ce i-au zis oaie seacă. El se lua, potrivit numelui, pentru oile sterpe, celelalte fiind supuse oieritului. O deosebită atenție a acordat acest voievod vieții bisericești. A zidit mănăstirea cu hramul Sfânta Troiță, din jos de București, pe care mai târziu nepotul său, Radu Mihnea, a refăcut-o din temelie și care astăzi, aflându-se în însuși cuprinsul orașului, se numește, după acest al doilea ctitor, Mănăstirea Radu Vodă. A ajutat lăcașurile de la Sfântul Munte, mănăstirii Simopetra, i-a dăruit 2 moșii,
Scurtești și Dragomirești. Mănăstirii Xenofon i-a dat ajutoare în bani, în două rânduri. Mănăstirii Dohiariu i-a răscumpărat mai multe lucruri ce fuseseră înstrăinate. În sfârșit, mănăstirii Xeropotam i-a închinat ca metoh mănăstirea de la podul Colentinei, cu toate averile ei. A ajutat de asemenea mănăstirea cu hramul schimbării la față de la muntele Sinai. Alexandru avea o reputație bine stabilită de stăpânitor evlavios. Purtea întotdeauna, ne spune iezuitul Antonio Posevino, un veșmânt călugăresc. Cu el a și murit. În timpul lui sunt pomenite în documente mănăstirile Aluniș, 1570, și Ciolanu, 1577, în părțile Buzăului. Alexandru s-a căsătorit înainte de a ajunge la domnie cu o levantină, greco-italiană, anume Ecaterina Salvareso din Pera. Era o femeie cultă, ne s-a păstrat corespondența ei cu surioara sa, Marioara Valarga, care locuia în Veneția. Au avut un băiat, Mihnea, care a urmat la domnie, și două fete, Elena și Despina. În 1590, Ecaterina murise. Fiul ei, Mihnea, întărind mănăstirii cu hramul Sfântul Dimitrie din București de sus niște prăvălii, spune că ele au fost cumpărate de răposata maica domniei mele, doamna Ecaterina. Este ctitora bisericii din Slătioara, Vâlcea, refăcută apoi de doamna Elina a lui Matei Basarab. Alexandru a murit la 25 iulie 1577 de boală și a fost îngropat în ctitoria sa din jos de București. Cu câteva luni înainte, anume la 20 februarie, încetase din viață la Constantinopol și frate său, Miloș Vodă. O fiică a acestuia din urmă, Erina, a fost soția viteazului Clucer Albu Golescu. Astfel înțelegem și mai bine devotamentul acestei familii boierești față de Alexandru. Mormântul Erinei se află la mănăstirea Vieroși, aproape de Pitești, dar în județul Mușcel, lângă acela al soțului ei. Mănăstirea e ctitoria din 1573 a lui Ivașcu Golescu. Un an numai după ce fusese ridicată, ea primea rămășițele pământești ale lui Albu. Pe piatra de mormânt, acest viteaz boier e înfățișat călare, cu mantia fluturând în vânt și cu buzduganul în mână, întocmai ca radul de la afumați. Iar inscripția spune: Răposata jupân albul vel clucer să se știe când a venit Ion voievod cu oștirea asupra capului domnului nostru, eu Alexandru voievod, când a vrut fratele domniei sale, eu Petru voievod, Petru Șchiopul, să intre domn al țării Moldovei cu sceptrul împăratului. Atunci, toți credincioșii boieri ai domniei sale l-au lăsat pe el a pierde capul lui. Altfel n-a fost, precum singur Dumnezeu este martor, dar eu n-am uitat pâinea domniei sale, ci m-am întors față la vrăjmașii domniei sale și m-am făcut pavăză capului domniei sale și astfel m-am săvârșit în luna aprilie a 24-a zi, în Sfânta Miercuri și în cursul anului 1574 și am avut atunci 23 de ani. În timpul lui Alexandru al II-lea s-a ridicat de către Badea, marele stolnic, mănăstirea Cobia, în județul Dâmbovița, iunie-septembrie 1571.